de fenomenul ei decât doamna respectivă, care fac niște confuzii și niște greșeli regretabile. Pentru mine, ea românească, ziua ei românești, ar fi trebuit să debuteze cu un adevărat elogiu adus acestei piese, care este o marcă identitară, care străbate tot trecutul românesc, toată perioada interbelică, cămașa o avem de la baza până la vârful societății și țăranca și doamna țării umblau îmbrăcate în același tip de cămașă. Mă refer la zonele din exteriorul Arcului Carpatic, deci în primul rând la Moldova și la Țara Românească. Diferențele, am mai vorbit și altă dată, erau date de suport, erau date de materiale, erau date poate la un moment dat și de anumite ornamente pe care le aveau cei din clasa, din pătura de sus, dar care au pătruns încet, încet în lumea satului românesc. Poftiți! O întrebare? Domnul Chercio, vreau să o salutăm pe doamna Varvara Buzilă, care văd că a pătruns, e aici pe ecran. Da? Și bună seara, doamna Varvara Buzilă, vă spun toate fetele, dacă prin vocea mea și aveți cuvântul, fiindcă sunteți doamnă. Pe domnul Chercio, imediat vă dumneavoastră, până își trage sufletul, mai bea o gură de apă și mai rotim, când unul, când altul, ca să nu vă obosim prea tare, că vă mai așteptăm la asemenea evenimente. Aveți cuvântul. Bună seara tuturor! Să știți că bucuria noastră la această oră este una maximă, tocmai de aceea că până în prezent ne-am bucurat ochii de foarte multe prezentări pe care și membrii din Șezătoare București și membrii din alte șezători din România, inclusiv și aici cei de la noi din Basarabia, au reușit cumva să facă această zi dimensionându-i întâi de toate și hai să zicem timpul ei, dar pe de altă parte dimensionând obiectul interesului nostru. Eu nu am să vin cu o asemenea critici care sunt la locul lor și sunt foarte justificate și tot așa mai departe. Am să spun doar lucruri care le văd eu ca fiind foarte importante în acest context al colaborării noastre privind perpetuarea cămășii cu altițe sau a ei românești. Contribuția Basarabiei în această conlucrare se cere a fi una de 10 ori mai intensă și mai consistentă decât, să zicem, a celorlalte provincii sau a celorlalte părți ale spațiului românesc, mai corect, da, pentru că la noi aici s-a pierdut mai mult decât oriunde în altă parte și pentru că aici orice bucată de pânză sau cu atât mai mult o piesă întreagă face cât nu știu cum am putea noi să comparăm acest mult ca să fie suficient de bine înțeles. Mie îmi place că noi am reușit cumva, datorită dumneavoastră, întâi de toate, datorită susținerii pe care am avut-o întotdeauna în toate grupurile care astăzi sunt preocupate de menținerea autenticității și a originalității și a reprezentativității cămășii românești. Uite, de la toate aceste grupuri am avut susținerea cuvenită încât să nu prea batem pasul pe loc și să reușim să soluționăm niște probleme care ar fi necesitat mult mai mult timp. Pentru asta, dragii noștri, vă suntem foarte recunoscători și vă mulțumim, vorba doamnei Bizon, prin gura mea, din partea tuturor celor care vă trimit această recunoștință astăzi. Una. A doua.
Am încercat astăzi, printr-un concurs lansat la ora 10 dimineața, pe două site-uri, unul a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, care este un fel de tutore al șezătorii Basarabia, dar și al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de aici, de la noi, care întotdeauna a fost foarte atent la ceea ce facem noi. Deci am lansat cele mai reușite, hai să spunem noi, cămăși pe care le-am realizat noi. Nu sunt toate, atâta am apucat să prindem, atâta am reușit să postăm și tot așa mai departe, dar în mare parte ele arată tendința dominantă din spațiul nostru, care e ușor diferită, dacă nu chiar mai mult diferită, decât ceea ce se întâmplă în România. 3. Dacă în România, ați observat și dumneavoastră, doamnele încearcă să coase cămăși identice sau ei identice de pe planșele Brătianu, de pe alte planșe cu referință foarte directă și tot așa mai departe, noi, privind cămașa basarabeană sau ea de la noi, nu avem asemenea planșe. Nimeni nu a reușit la vremea respectivă să le realizeze. Și atunci, sarcina noastră este total diferită. De ce spun aceste lucruri? Ca să puteți înțelege mai bine că înțelegerea dumneavoastră pentru noi este enormă, poate mai mare decât a tuturor specialiștilor care ulterior vor reuși să înțeleagă fenomenul nostru. Iar dumneavoastră vă explic aceste chestii, aceste momente ca să înțelegeți de ce noi procedăm ușor altfel în recuperările pe care le facem aici în spațiul basarabean. N-am să vorbesc la acest moment despre specificul cămășii noastre, dar pentru că am văzut foarte multe cumva intervenții superficiale, după noi superficiale, care nu înțeleg ce înseamnă Basarabia, eu am să spun următorul lucru. Dacă ne aducem aminte de harta Basarabiei, așa cum a fost ruptă la 1812 din trupul Moldovei istorice, îi zicem noi, ea astăzi are în componență sau are ca tare în componență și parte din ceea ce au reușit ulterior să înglobeze ucrainenii și să numească Bucovina. Eu, dacă ați observat, dragii mei, evit foarte, pe cât e posibil, să spun cuvântul Bucovina, cel mai des mă refer la cadrul istoric și zic Moldova istorică. De ce? Avem noi o neînțelegere enormă cu ucrainenii de acolo, care treptat au tras tot ce a fost românesc la turta lor și prin republicarea acestui album Kolbenhauer, care la vremea lui acest Kolbenhauer a recunoscut foarte clar partea de contribuție a fiecărui, grup din locuitor în acel spațiu, dar ulterior ucrainenii, când au reeditat albumul, i-au zis ucrainenii din Bucovina, sau portul ucrainenilor din Bucovina. Deci noi avem ce avem cu ucrainenii de acolo și dacă o fi să avansăm în cercetarea noastră și să deschidem multe paranteze, că de mult era timpul, apoi am vedea niște lucruri mult mai clare. Ei, am spus acest lucru. Ulterior, sau mai jos, Basarabia cuprinde sau devine cumva o arie a unor tendințe pe care le vedem exprimate și în Botoșani și în Iași și mai jos, coborâți la Bacău. Vorbesc de mai multe trăsături ale portului popular și când ajungem la sud, în satele de la sud, vom vedea și, la fel cum sunt și locuitorii de acolo, vom vedea și influență. Spuneți-le influență, nu știu cum să le zic eu, dobrogenii, muntenești, oltenești și tot așa mai departe. Ei, dacă mă luați acum aia de piept și mă strângeți la ungher,
să-mi spuneți ce ar trebui să reprezinte astăzi Basarabia, vă spun scurt pe doi. Basarabia este un colț de, de românitate care a reușit să salveze câte puțin din tot ceea ce s-a putut opri la această margine estică a spațiului românesc. Am spus aceste lucruri ca să înțelegeți de ce regăsiți aici la noi cămăși la care unii au reacționat și au zis, bine, dar asta este cu influențe din Argeș. Bine, asta este cel mai tare ne-a amuzat atunci când cineva de la Piatra Neamț a insistat așa cu, nu știu cum, că e de la Piatra Neamț și gata. Ceea ce încercăm noi să valorificăm, încercăm să căutăm acele substraturi ale fondului ăsta ornamental sau ale principiilor ornamentale ale cămășii moldovenești pe cât se poate mai vechi. Pentru că noi nu avem sute de cămăși, cele care sunt deja, le-ați și văzut, reluate în materiale noi de către doamnele de aici, uneori mai reușit, alteori mai puțin fidel, cu mici inserții, că așa, cred eu, trebuie să se lucreze cum s-a lucrat întotdeauna. Tradiția niciodată nu a... Femeia niciodată nu a copiat. Una că nu a putut să copieze oricât s-ar fi străduit o altă cămașă. Iar în rândul doi, eu consider că și doamnele de astăzi, având un anumit mod de a înțelege lumea, dincolo de străduința lor de a respecta un model tradițional, au și dreptul de a interveni pe aici colo, fără să denatureze proporții, câmpuri ornamentale, motive ornamentale și tot, și tot așa mai departe. Eu parcă am punctat câteva momente așa mai discutabile și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Doamna Varvara Buzilă, vă rog să încercăm să vă dați puțin mai în spatele ecranului, să vă vadă lumea, să vadă cine... Cine, așa, așa, vă mai relaxați, primi dăm cuvântul domnului Cherciu și așa o să alternăm discuția ca să vă mai odihniți. Domnul Cherciu, aveți cuvântul. Am ascultat cele spuse de doamna Varvara Buzilă și îi înțeleg zbuciumul la propriu, ca și cercetător și în primul rând de zbuciumul de moldoveancă autentică, de româncă autentică. E adevărat ce spune dânsa, a făcut o creionare a problematicii cu totul speciale în fața căreia, deci care se ridică în fața șezătorii de la Chișinău. Când spunea dânsa de influențele de la Neamț, de la Argeș, mă gândesc la faptul că în perioada interbelică, în perioada revenirii Basarabiei la România, în mediile urbane, în mediile sătești, atunci când ia românească a fost percepută și era percepută și cultivată de la vârful țării, de la reginele noastre, ca o marcă identitară, ca un element important în arsenalul de propagandă națională în sensul cel mai bun al termenului. Sigur că soțiile funcționarilor români primiși în Basarabia, în județele Basarabiei, fiecare avea câte o cămașă din zona de obârșie sau știm că atunci toată lumea avea tendința ca să scoată în evidență costumul din zona Argeș, din zona Mușcel în special, din zona asta a subcarpaților Munteniei și la un moment dat cineva chiar spunea, zice, domnule, să se mai termine odată cu aceste tendințe de a ne îmbrăca toți în niște uniforme, adică era tendința asta de a reduce costumul național românesc la ie și la fotă. Și lucrurile astea au resimțit-o foarte, cum să spun, foarte direct cei care s-au ocupat de cercetarea costumului din Transilvania, pentru că costumului românesc din Transilvania, pentru că și acolo climatul a fost tot
tot supus unor presiuni din partea altor grupuri etnice, din partea fenomenului numit aculturație. De exemplu, etnologii români, când au văzut costumul românesc din zona Siria, au spus că, domnule, ăsta nu este costum românesc, e un fel de costum unguresc, nemțesc. Ori cercetările au arătat că pe alte baze, cu alte criterii, din alte rațiuni, românii în timp și-au creat un costum care părea la o primă vedere a fi unguresc, a fi nemțesc, dar de fapt era un costum românesc. Nu avea, la o cercetare atentă, citit într-o cheie sociologică, era un costum românesc autentic. Ne-a fost greu atunci, ne este greu și astăzi, să acceptăm că în alte zone ale țării noastre, românii trăind multă vreme în apropierea altor etnii, au fost la rândul lor influențați de aceștia, așa cum la rândul lor iar au influențat diverse grupuri și popoare. Eu știu, în nordul Moldovei, și eu evit să folosesc termenul de Bucovina, cercetările din perioada interbelică făcute de etnologi, cum am zis, de etnografi, de etnologi din Uniunea Sovietică, au înregistrat pentru Huțul și pentru alte grupuri de acolo, ia de tip carpatic era numită cămașă românească, deci cămașă valahă. Așa că trebuie să privim întotdeauna, cum a punctat foarte bine doamna Varvara Buzilă, și în substratul pe care stă ceea ce am putut noi să înregistrăm etnografic, adică mult, mult mai târziu, atunci când s-au făcut studii, cercetări, zonări și așa mai departe. Deci, ceea ce se întâmplă în Basarabia ar trebui privit de către unii puriști, să zic așa, nu găsesc alt termen, termenul este lingvistic, unii, eu știu, oameni care consideră că ea trebuie făcută neabătut într-un anume și într-un anume fel, trebuie să fie așa sau așa, unul spune într-un fel, altul spune într-un fel. Deci, în Basarabia și nu numai până la urmă, trebuie ținut seama de contextul istoric, de ceea ce, cum numeau cei din Școala Sociologică de la București, de cadrul istoric, de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și trebuie ca noi, cei din afara Basarabiei, să privim cu foarte multă înțelegere, să privim cu multă dragoste, cu multă comprehensiune, da, e același lucru ca și înțelegere, tot ceea ce fac aceste doamne de acolo, o mână de doamne care, iată, au reușit în 2018, au reușit să fac acea expoziție fantastică cu 100 de cămăși. Cine a mai marcat atât de frumos, atât de eu aș zice chiar înălțător, momentul acesta din istoria noastră și din istoria multimilenară a ei românești? Numai o singură precizare. La concursul anunțat astăzi au fost propuse peste 160 de cămăși, dintre care au fost selectate doar 125. Și participă 67 de, știu eu, de autori, hai să le spunem așa, de oameni care au cusut. Între dânsii, cel mai mic are 12 ani, pentru că și mama lucrează împreună cu fetița, mama fiind medic, așa, și doamna cea mai în vârstă are 72 de ani. Sigur, au cusut și bărbații. La noi cos ca și în altă parte și... Așa cum coase și preotul de la noi din sat, nu, sigur că da. Este foarte, foarte frumos și foarte meritoriu. Marii maestri ai tapiseriilor, și ai croitoriei de vârf, mulți dintre ei sunt bărbați, așa că nu e nicio problemă. E un dar pe care îl ai sau nu-l ai. O să fii și femeie și știți, mama împunge și eu trag, nu? Mândră că meșă mai fac. Deci, nu, asta nu este o problemă. Nu e
ceva curios din punctul meu de vedere, nu? Și Creangă, am mai vorbit, noi am mai glumit, și Creangă torcea mai mult decât fetele la șezători și i-au zis, eu întorc călău. Deci lucrul ăsta este cu atât mai lăudabil, doamna Varvara. Mulțumesc mult pentru precizarea făcută privind impulsionarea purtării acestui costum în perioada interbelică. Într-adevăr, așa s-a întâmplat în multe sate. Astăzi le găsim, plus la toate se poate observa foarte bine ce alte cămăși au fost cusute după modelul celor aduse aici. Dar eu, ca atare, nu despre acelea vorbeam, mă refeream la niște lucruri, pentru că sudul Basarabiei a fost populat și după 1812, dar și înainte de asta, cu locuitori care au venit, grupuri mari, și s-au așezat în sate. Și grupul dominant a dat moda sau a dat tonul în ce privește portul ca atare, graiul și toate ce, că astea diferă. Și ceea ce nu am mai spus, dar intră în vizorul nostru neapărat, costumul românilor care s-au stabilit în diferite epoci la est de Nistru. Transilvaneni, că au fost cei care au coborât din, vă zic, din nordul Moldovii, că au fost din Sibiu, că au venit prin transhumanță și tot așa mai departe. Avem în cele de urmă, stăpânim și noi, să zicem așa, niște materiale destul de bogate ale acestora, materiale vizând atât tradiția portului, cât și a pieselor lor, cât și a costumului lor. Și cred că mai devreme sau mai târziu trebuie să luăm în discuție și această contribuție. Noi am încercat așa cât de cât să punem în valoare costumul de Caminca, 5 localități care se află dincolo de Nistru și care au și altița, cămașa cu altiță, dar altiță separată și tot așa mai departe, dar asta nu este tot. Tot rămâne ca o problemă de cercetare în continuare. Da, mă iertați. În domeniul istoriei lucrurile au fost clarificate. Este cartea lui Meteș, cu emigrări românești din Transilvania, într-o perioadă bine determinată, deci românii transhumanți care au trecut dincolo de Nistru, pe teritoriul Basarabiei și dincolo de Nistru, așa încât în perioada celui de-al doilea război mondial, atât până unde a permis armata germană, echipele școlii sociologice de la București, conduse de Anton Golopenția, au făcut cercetări, știți foarte bine, la est de Bug. Și au fost acum vreo câțiva ani publicate și lansate, așa cum au meritat cu surile și cu tobe la București, două volume, două tomuri imense, dedicate românilor de la est de Bug. Constantin Brăiloiu, atunci când a înființat Arhiva Europeană de Folclor de la Geneva, o instituție extraordinar de importantă atunci și astăzi, ca și astăzi, să știți că pe acel CD pe care, disc, pe, cum am spune noi astăzi, pe care l-a vârât în arhiva de acolo, nu ascultasem melodiile până atunci, piesele până atunci, le-am ascultat la lansarea acestor cărți, lansare care a fost făcută de Sanda Golopenția din America, profesor universitar acolo, și înainte a fost dialectolog și probabil că este și acum, în sfârșit, nu știu de ce se ocupă dânsa în America, tot de studii lingvistice, și ne-a pus aceste înregistrări cu melodii din câteva sate, Valea Hoțului și nu mai știu altele, sunt localități moldovenești foarte importante de dincolo de Bug, care prin linia lor melodică foarte arhaică și prin conținut, eu nu sunt etnomuzicolog, i s-au părut lui Brăiloiu cele mai reprezentative, deci din tot ceea ce aveam noi la vremea respectivă. Un cunoscător, un cercetător, un compozitor de talia lui Brăiloiu, dacă s-a oprit asupra acelor melodii de la est de Bug, din Transnistria, sigur că
De fapt, nu. La Est de Buc nu mai e Transnistria. Transnistria este dincolo de Nistru, nu? Deci la Est de Buc, din Ucraina, din teritoriul Uniunii Sovietice de atunci, mă rog, vremelnic aflat în stare de război, asta înseamnă că oamenii de acolo, moldoveni, ardeleni, cei care s-au așezat acolo, erau așezați de două secole cel puțin, au păstrat foarte, foarte bine elementul românesc. Și tot atunci, doamna Golopenția ne-a arătat și câteva piese, vreo două ii, câteva mânișterguri, niște piese foarte frumoase, foarte interesante, foarte românești, ca să ne înțelegem, pe care spunea dânsa că în perioada, mă rog, care a urmat după instalarea regimului comunist, erau ascunse, fusese ascunse într-un coteț pe care îl aveau vecinii ca să nu le găsească domnii de la tovare și de la securitate. Până aici totul este bine, domnul Checiu, numai puțin să fac o precizare. În cărțile despre care vorbiți, nu se amintește despre port. A, nu, categoric. Am spus că tocmai pe... Eu știu. Dar de ce? Trebuie să vedem niște lucruri, pentru că noi insistăm pe niște chestii foarte clare. Noi vorbim despre vestimentație acum. Deci s-a făcut tot un studiu minuțios și dacă vorbim despre muzică, mi-aduc aminte de cartea asta lui Ionescu. Deci, colinde din Transnistria, absolut fenomenală, fenomenală, și acolo găsești iarăși un repertoriu al tuturor, deci foarte bogată, am putea face egal cu ceea ce spunea. Eu vreau să spun doar atât că aveți inclusiv în problema costumului popular, ar mai fi la dumneavoastră de săpat. Adică de făcut un fel de etnoarheologie, nu știu cum să spun. Adică parcă mie mi se pare că ceva totuși scapă. Colectivele care au fost acolo, de cercetători, de muzeografii, nu cred eu că au mers chiar până la... au reușit să ajungă până la temelie, știți, până la primul strat. Asta este părerea mea. De-aia am făcut această dreptate. Mă bucur că doamnele ascultă cu atâta atenție. Eu, la momentul acesta, vă mulțumesc și aș fi vrut să le aud și pe dumnealor. O să le auzim, mai ales că să știți că doamnele au fost acum câteva zile, nu știu dacă ați aflat, dar sâmbătă și duminică, neobosita doamnă Vicky Bizon, chiar cineva dintre colegele de la Șezătoarea București au și spus, domnule, madame Bizon asta are o vitalitate, are relație, e neobosită, nu știe ce să mai facă. Când ne-am povestit pe ce Tihărăi, pe unde am fost noi în Munții Buzăului. Și aș vrea să vă spun că la Aluniș, tocmai acolo, la poalele, la ușa Bisericii Rupestre, monument absolut uluitor ce am văzut acolo, era ceva de să însemni în grind de vorba poetului, doamna domnișoara Angela, doamna Stoian au prezentat cămășile, noutățile pe care le-au și-au făcut dumnealor aici recent, doamnele de la Constanța, nu mai spun. Adică a fost un moment absolut fantastic și ce vreau să spun eu ca bărbat și ca invitat la dumneavoastră, orice s-ar spune, oricâte s-ar spune, în bine, în rău, în laudă, în, eu știu, în critică, dumneavoastră aveți o activitate unde se vede ce s-a făcut, se vede cam așa. Adică nu se poate bate câmpii să se spun, știți că eu, ca în alte domenii, știm noi foarte bine, la serviciu, în viață, știți că eu am făcut, că eu am des, dar voiam să fac. Nu, domnule, aici se vede ce a făcut fiecare. Doamna Stoian a venit cu cămașa de mehedinție, domnișoara Angela cu ce a venit, toată lumea a venit cu câte ceva. Nu mai spun că domnișoara Gianina Munteanu este virală în spațiul ăsta, care mie nu-mi este familiar, așa, cu cămașa ei de Vrancea.
Adică și chiar într-o mică postare pe care doamna Vizon a pus-o cu, când am scris câteva rânduri despre ceasul aniversar, încă o dată felicitări Șezătoarea București, ani mulți și fericiți și cu un team de cămăși mai multe decât pentru fiecare, decât avea o fată mare în data de zestre când se mărita. Vreau să vă spun că la dumneavoastră totul este palpabil, totul este vizibil. Nu se poate spune că Șezătoarea București stă degeaba. Nu vă mai spun că doamna Bizon, chiar la întâlnirea care a fost în primăvara asta la Focșani, la o întâlnire cu înalt preasfințitul Ciprian, episcopul, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, când a văzut mâneca pe care o lucrează doamna Bizon la o cămașă superbă, cu o răură, cu tel, cu fir, cu tot ceea ce presupune broderia din această zonă, toată lumea a rămas pur și simplu uimită. Și cu atât mai mult cu cât nu e un loc comun ce spun eu acum, niciuna dintre dumneavoastră, începând cu doamna Bizon, nu ați fost niște, eu știu, persoane aplecate din tinerețe ca să faceți așa ceva. Deci pasiunea și dragostea pentru ea românească v-a îndrituit, provocat să atacați niște, de la început, niște subiecte grele, zone grele, piese grele, care au pus tot felul de dificultăți în fața dumneavoastră. Sigur, aici a fost acea zână bună, să zic așa, care v-a descâlcit Nelu Dumitrescu și regret foarte mult că nu este și el astăzi cu noi în direct. Dar, repet, ogorul în care s-a aruncat sămânța a fost un ogor bun, nu ca în parabolă. Nu a căzut pe pământ uscat, nu a căzut în mărăcini, nu a căzut ca să ciugulească păsările, semințele respective, a căzut pe ogorul bun, pe ogorul Șezătorii București. Stimate domnule Chelciu, stimată doamnă Varvara Buzilă, e de datoria mea să amintesc că vă ascultă cu atenție nu numai Șezătoare București, ci și doamne din Cluj, din Bacău, de la Brăila și, bineînțeles, de la Chișinău. Vă urmărim cu atenție. În acest moment sunt aproximativ 50 de participanți. Nu știu, e mult, e puțin, eu zic că e bine. Și se va alătura discuției noastre. Toate ogoarele țării așezătorilor, în așezătorilor, toate ogoarele, acum s-au rânduit, așa ca să spun așa, și de undeva a vol d'oiseau, dacă cum spun francezii, dacă se uită cineva foarte de sus, cum folosește Conea undeva această expresie în monografia Clopotivei Ațeg, vedem țarini întinse de șezători din Ardeal, din Dobrogea, nu mai spun de dincolo de Prut și așa mai departe. Deci, spuneți dumneavoastră acum și eu vă cred, înseamnă că de fapt suntem acum într-un conclav al Iei Românești, în care Moldova și Ardealul și Țara Românească, cum era refrenul acela unui poet pe care eu nu l-am agreat la vremea respectivă, dar uite că de data asta chiar l-am citat, toate sunt sub semnul Iei, sub semnul Șezătorii. Poftiți, domnișoara Corina. Minimăm puțin discuția, care oricum e destul de animată din ceea ce observăm cu toți. O să vă propun două întrebări formulate de către participantele la discuție. Cristina Oltean din Cluj aruncă așa puțin, bagă bățul prin gard și pune o întrebare foarte interesantă. Dânsa spune în felul următor: cum am putea să transmitem elevilor, din ce am înțeles dânsa e cadru didactic, de aceea formulează lucrurile din perspectiva dânsei, cum am putea să transmitem elevilor prin intermediul orelor acest minunat obiect numit IE, sau măcar respectul sau cunoștințele care trebuie copiii să le aibă despre IE? Ar fi una dintre întrebări și pe aceea, pe următoare, o să auziți ulterior. Să știți că de foarte mulți ani s-a pus problema și doamna Barbara Buzilă, care este muzeograf, așa cum am fost și eu 25 de ani,
s-a pus problema la noi în țară de către, aș zice eu, reprezentanți de seamă ai etnologiei românești. Mă gândesc în primul rând la Corneliu Bucur, fostul director al Muzeului Astra din Sibiu, și nu numai, ca să se introducă în cultura școlară un obiect, indiferent cum s-ar chema, în care să nu fie vorba, așa cum a spus doamna de la Cluj, numai despre ie, să fie vorba despre cultura, despre civilizația satului românesc în general. Pentru că vedeți că rădăcinile noastre se subțiază, globalizarea își spune cuvântul, deja în cultura românească sunt istorici care au trecut într-un fel de coloana a cincea nevăzută, aflată, n-aș vrea să par așa conspiraționist, dar oricum această coloană a cincea există pentru că vezi oameni care au făcut un anumit fel de istorie până la un moment dat și după aceea brusc au trecut în tabăra cealaltă, domnitorii români n-au fost chiar așa de ispravă, Cuza Vod a avut și păcate grele și e de înțeles că fiecare om a avut ca persoană așa, tot felul, adică există această tendință de a minimiza, de a, eu știu, de a șterge cu buretele tot ceea ce noi, ca niște generații deja beneficiare a unei școli mai serioase, în înțelesul bun al termenului, deci tot generația asta trebuie să fie cumva ruptă, observăm cu toții tot acest fenomen, ruptă într-un fel de ceea ce este românesc, de ceea ce ne reprezintă. Cu ea lucrurile ar fi mai simplu de rezolvat, că dacă orele de lucru ar reveni, vorbeam de etnologie, că ea n-a fost ca obiect până acum introdus și nici nu știu dacă se va introduce sau cum s-ar putea chema cunoștințe, noțiuni, date despre satul românesc, despre civilizația românească tradițională, dar ea românească, dacă orele de lucru ar reveni în curicula școlară, așa cum se tot vorbește de o bucată de vreme, lucrul ăsta s-ar rezolva cu ea, pentru că este suficient să fie un profesor de lucru dăruit, pasionat de ceea ce face. Și atunci nu trebuie, în loc să facă, eu știu ce obiect, nu știu ce cusătură, să le dea noțiuni despre ea românească, să înceapă să coase măcar componente ale ei românești. Eu aș compara criza actuală de identitate pe care o avem noi și chiar am scris asta în prefața unei cărți pe care o pregătesc despre ea românească, care o să apară sub egida Așezătorii București, aș compara situația actuală cu ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, când Mihail Cogălnicianu, în Dacia Literară, știți, investita introducție, spune duhul imitației a devenit la noi, cum să spun, aș zice eu astăzi, un fel de sport național. Deci toată lumea atunci imita ceea ce era în afară, în Europa, în Europa, și zice Cogălnicianu, dar și folclorul nostru, și istoria noastră, și tradițiile noastre sunt frumoase, avem fapte importante, avem o mulțime de lucruri pe care le putem noi. E lumea satului, e Hora. Alecu Ruso spunea că Hora este lucrul cel mai reprezentativ pentru cultura populară moldovenească, cum zicea el atunci, românească în general. Lucrul acesta s-a întâmplat, momentul acela de criză identitară, a fost depășit. Toată generația Cogălnicianu Alexandriei au arătat, și negruții și așa mai departe, țările române, istoria, trecutul nostru, folclorul, pot reprezenta surse de inspirație pentru a se clădi o literatură, o cultură națională. Astăzi asistăm, cum spunea Mircea Platon de la Iași, de la Convorbiri Literare, la un fenomen mult mai periculos. Elitele românești de astăzi nu reușesc, spune Platon, să articuleze acest popor într-o națiune, așa cum a fost atunci.
și asistăm, spune el, la mișcări dezordonate, în primul rând pe orizontală, cea mai vizibilă fiind fenomenul, fiind emigrația în Occident, și legat de, nu știu dacă cineva o să mai întindă o mână salvatoare, o să mai fie vreun cogălnicianu, o să mai fie vreun, eu știu, vreun om providențial care să ne scoată din marasmul ăsta în care băltim acum. Cert este, și iarăși revin, că în tot acest dezinteres pe care l-au elitele, care au dezertat mare parte dintre ele, știm Patapievici, știm toată lumea ce a spus despre Miorița, despre Eminescu, despre Țăran, despre, în sfârșit, culmea este că acești români care au plecat cu săracii cu trai stambăți peste mări și țări, tocmai pentru așa, a avea un rapel, a avea o carte de vizită, a avea cum aveau cei din Transilvania din perioada 1848 și după aceea, aveau acolo sub Suman un tricolor pe care, dacă simțeau că e un român, întorcea Sumanul și vedea ăla la buzunarul unde vâr portofelul, vedea tricolorul și știa că este român. Așa este acum cu ea. Chiar dacă am zice noi că cu o floare nu se face primăvară, fenomenul ăsta al ei, faptul că nu știu cum s-a întâmplat această minune și peste toată funcționărimea asta noastră, cum să vă spun, plină de comoditate, plină de... S-a reușit totuși prin birocratismul ministerelor și mass mediei de la vârf, s-a reușit să se instituie o zi a ei românești. Și eu cred că ea poate reprezenta un tăvălug, un semn de renaștere, taman de acolo de unde nu te-ai aștepta. Și revin la ce am spus mai înainte, pentru că ea a fost în tot trecutul nostru un fel de, aș zice eu, un fel de axis, așa, un fel de osie care străbate ginta românească de sus până jos. Chiar pe coperta cărții am să pun pe doamna Ruxandra de la Argeș, care este îmbrăcată în secolul al XVI-lea, îmbrăcată într-o splendidă ie românească. Nu mai spun ce s-a întâmplat după aceea într-un alt context istoric cu reginele noastre care au fost îndrăgostite de ia românească și au dus-o până unde au dus-o. Dacă cineva dorește să mai pună o întrebare, nu vreau să monopolizez o discuție. A doua întrebare, domnișoara Corina. A doua întrebare vine de la doamna domnișoara Irina Jiglău, din Galați, dar în prezent stabilită în Madrid. Așa, și dânsa întreabă foarte punctual. Ce podoabe sau ce acoperăminte de cap au folosit moldovencele din zona de sud? Întreabă dânsa, marama era specifică sau numai ștergarul și tulpanul? Păi, cred că este o confuzie de termeni. Ștergar și maramă este același lucru. În Moldova, și din spațiul ăsta este doamna, în Moldova este termenul de ștergar, ștergure sau mâne ștergure pentru nordul Moldovei. Tulpanul, baticurile, tulpan, batistele au apărut târziu. Toate româncele s-au acoperit cu o țesătură de casă, deci cu un ștergar. La început a fost din cânepă, după aceea a fost din bumbac, după aceea a fost din bumbac cu borangic, după aceea numai din borangic, într-o zonă cum a fost sudul Moldovei, Vrancea, și însă pentru aria, zona de care vorbește dânsa, de sudul Moldovei, sudul Moldovei a fost foarte lovit, ca și multe zone din Transilvania, de, cum să vă spun, de moda tulpanului, abaticului, mult mai comod
de procurat pentru că provenea din comerț sau era pur și simplu o bucată de țesătură cumpărată de la prăvălie care era pusă pe cap, în așa fel încât în aceste zone, și le vedem pe cântărețele de muzică populară, inclusiv Sofia Vicoveanca din Nord, care par atât de îndrăgostite de propoadele astea mari venite dinspre Rusia, dinspre Ucraina, poate chiar și mai departe, cu flori, cu tot felul de ciucuri. La un moment dat, pentru anumite zone din Transilvania, parcă ar fi niște baltrapuri. Așa le place să se învăluiască. Ori nu, nu. În tot spațiul românesc, inclusiv doamnele țării, și a se vedea doamna Elena, doamna Maria Voichița, de pe tablourile votive, toate doamnele aveau ștergare, sau poți să le spui marame, țesute în casă, foarte lungi până la pământ, și unde mai pui că găteala capului, în toate zonele etnografice reprezentative, astea mai conservatoare, găteala capului nu s-a făcut cu ștergarul, cu tulpanul pe care poți să pui românește, turcește, eu știu, ci s-a făcut cu piese țesute în casă, cu piese lungi, deseori puse ca în Țara Oltului, puse pe suporturi foarte complicate, chiar am vorbit și la Buzău, deci era căița, pe urmă erau acele rețe și după aceea era trecut pomeselnic, adică un șervet lung, și capul este un cap la femeie cât o baniță, un cap care pare dăltuit, sculptat. În Moldova nu întâlnim, deci la vârful societății, să zic, doamna și jupânesele, au purtat, fie au purtat ștergare, fie au purtat pălării, dar culmea este că în timp ce în Moldova pălăria nu o întâlnim la nivelul etnografic, deci sărâncile n-au purtat niciodată pălării, așa cum este, o vedem pe doamna Tudosca Bucioc, a doua soție a lui Vasile Lupu, și pe alte doamne, Iuliana de la Arbore și așa mai departe, doamne și jupânese. În Țara Românească există o zonă, este vorba de zona Mușcelului, în care femeile poartă peste maramă pălărie identică cu cele din tablourile votive din mănăstiri. Deci asistăm la acest dialog permanent între această modă, între pătura de sus și pătura de jos. Satul a fost tot timpul deschis atunci când posibilitățile economice au permis acest lucru. Satul a fost tot timpul deschis să primească de la vârful societății tot felul de influențe, tot felul de mode care, culmea e, acolo au dispărut, dar s-au menținut în lumea satului. Ce să vă spun despre zona asta a mărginimii Sibiului, unde femeile iarăși au din moda doamnelor de dincolo de Carpați, din Țara Românească, au acele pălării mari, așa, peste care pun acel, cum să vă spun, acea maramă foarte subțire și, cum să vă spun, multe, multe, multe alte elemente din lumea de sus au pătruns în lumea de jos, pentru că în lumea satului, pentru că în general, și astăzi, primul lucru pe care și-l aranjează o doamnă este podoaba capilară, este un anumit gen de tonsură, de coafură, cum am spune noi astăzi, așa că și țărâncile au fost foarte sensibile la acest lucru. Deci, avem stratul vechi și general românesc, dar care al ștergarului, dar care a dispărut din foarte multe zone etnografice din țară. Avem după aceea stratul acestor piese de târg, acestor tulpane, baticuri, casânci, broboade, cum vreți dumneavoastră să le numiți. Deci, astea sunt piese târzii de la sfârșitul secolului XVIII încoace, apar sporadic, în primul rând, în localitățile din zonele astea, cum le-am spune astăzi, preurbane, și după aia se generalizează și în lumea satului. Iar în zona Branciei, chiar aici unde sunt eu acum la Vidra, s-a întâmplat un alt fenomen. Ștergarul, care a fost în uz până în pragul celui de-al doilea război mondial la femeile
în vârstă, foarte atașate de pieptănătura cu coarne și de portul ștergarului. Ștergarul a început să dispară din uzul curent, deci din uzul zilnic, după primul război mondial, care aici a fost foarte crâncen. După război au fost foarte multe femei văduve și femeile văduve, pentru fie din sărăcie, fie din dorința de a avea straiul cernit, au trecut în portul de zi cu zi la Marama, la Marama, la baticul, la tulpanul negru. Însă pentru palierul de sărbătoare și festiv a rămas în continuare ștergarul din Borancic. Dacă mai e vreo întrebare pe tema asta, oricum este o temă, îi recomand doamnei o carte a regretatei Corina Nicolescu, se cheamă Costumul de curte din țările române. E o carte savantă, o cercetare academică și fundamentală, cum îi place cuiva să spună. Doamna Nicolescu s-a prăpădit la cutremurul din 77, era la cineva care îi făcea desene pentru alte cărți și acolo o să vadă doamna toate tipurile de legători, de gătele ale capului din costumul de curte și ceea ce a rămas în straiul țărănesc. Și îi mai recomand o carte este care... E cartea doamnei Secoșan și a lui Paul Petrescu, Costumul sărbătoare, pe care iarăși o știe toată lumea, și o carte a lui Tancred Bănățeanu, România din tezaurul portului popular tradițional, unde o să vadă cât de interesant este, cât de interesant a fost preluarea în costumul popular românesc de la Târnave, a tipului de găteală a capului, deci într-o marieră, într-o interpretare foarte originală, pe care l-au avut sașii din Transilvania. Cu acelea foarte scumpe, din sticlă, cu mărgelele de Veneția. Da. În numele doamnei Irina, vă mulțumim. Am aflat și noi o grămadă de lucruri utile, interesante. Și aș vrea să o întreb pe doamna Buzilă, nu o mai văd acum, dar sper că ne aude, dacă ne poate oferi și dânsa câteva informații, ne întoarcem puțin la prima întrebare. Totuși, ce părere aveți, doamna Buzilă, ce este de făcut cu copiii noștri dacă școala nu mai este preocupată nici de acele ore de lucru manual, nici de meșteșuguri, nici de tradiții, pentru că mulți dintre profesori, dintre cadrele didactice, nici ei nu prea mai știu despre ce e vorba. Ce vom face cu copiii noștri? Se va pierde tradiția sau există speranțe? Cum vedeți dumneavoastră fenomenul? Microfonul, cred, Gianina, trebuie activat. Da, eu cred că aceste întrebări au avansat așa cu mai multă insistență imediat de cum școala s-a răspândit în spațiul nostru și s-a mulțit. Pentru că întotdeauna parcă oamenii au văzut în școală un fel de amenințare, un fel de oponent foarte serios al tradiției. Ei, noi astăzi care am văzut, adică diferite strategii de împăcare a învățământului cu tradiția, și ne dăm seama că, pe de-o parte, părinții se plâng de un program foarte încărcat al elevilor, și o deschidere a lor către noi și noi orizonturi, zice lumea, necesare pentru formarea lor, sigur că atunci când venim noi cu demersul nostru și în mod justificat cerem că și IA să aibă loc în programa școlară, putem să fim auziți, putem să nu fim auziți. Este foarte complicat astăzi să intervii cu ceva nou în programa școlară, chiar dacă există multe libertăți în acest sens, totuși este foarte complicat să intervii cu ceva. Dar există vorba aceea pe lângă o lege, și hai să înțelegem că învățământul are o lege, există și tot atâtea posibilități de încălcare a acestei legi sau momente pe care legea respectivă nu le acoperă.
Mie mi se pare că sunt mai multe libertăți în sensul acesta pentru organizările acestea ale societății civice, care la nivel de comunitate, comunitate cu mari tradiții, cum este Sâncim la Vidra, cum și-am văzut fiind în vizită la ei, sau cum sunt undeva în Maramureș și tot așa mai departe. Deci în aceste comunități unde tradiția este parte din spiritul viu al acestor localități, eu cred că se pot organiza cercuri, putem să le spunem noi grupuri și tot așa mai departe, prin care să completăm formarea de data aceasta, de fapt nu formarea, că este o organizare neformală a educației, ceea ce nu reușește școala să facă. Noi ar trebui să ne să vedem două variante foarte clare a acestei relații. Una, o primă variantă este cea ideală spre care tindem noi și ne propunem să includem în programa școlară, uite, la modul ideal, un obiect, fie și facultativ la început sau mai știu eu cum, care să-i ajute pe copii în mod legal, în mod așa metodic, să asimileze tot ceea ce înseamnă ei, iar cu aceasta să asimileze mai mult caracterul lor identitar. Asta i-ar ajuta foarte mult. Și varianta a doua, varianta tristă, aceea că nu vom reuși să realizăm prima, adică să includem în programa școlară o asemenea materie și atunci noi, cei din jur, cărora ne pasă și care chiar știm cam cum se rezolvă lucrurile, noi trebuie mai mult să intervenim, noi trebuie mai mult să venim cu diverse forme care sunt așa dinamice, sunt adaptabile pentru diferite situații, pentru diferite localități și tot așa mai departe și să nu lăsăm tradiția în sarcina școlii. De ce? Pentru că tradiția vine, ea da, se cere instituționalizată, dar instituționalizarea tradiției, nu știu cum, nu se potrivește cu mașinăria asta a școlii. După mine, este o părere absolut subiectivă. Sigur că dumneavoastră ați așteptat de la mine că eu am să susțin cu ambele mâini prima idee și tot așa mai departe. Dincolo de dorința asta a mea, care consună foarte clar cu a dumneavoastră, eu sunt și foarte rațională și întotdeauna am în vedere, ca și dumneavoastră, mai multe variante. Și atunci, noi aici încercăm să mergem și pe varianta a doua. După ce în anii 90 s-au făcut atât de multe încercări și atât de mult s-a avansat în ce privește introducerea etnografiei în școală, avem programe. Dacă vrea cineva, dacă este cineva interesat, totul este elaborat. Vă propunem cu module pentru diferite clase, pentru începând cu clasa a 5-a și terminând cu clasa a 12-a. Avem, dacă vreți, program și pentru școlile speciale, adică a copiilor care au anumite deficiențe. Deci s-a lucrat în acest sens, dar nu s-a mers mai departe. Și având această experiență, pentru care, știu eu, s-a făcut un mare efort și știind la ce s-a ajuns, de aceea toate acestea mă fac să fiu un pic mai distantă față de prima variantă. Mulțumim mult! Mie mi se pare extraordinar faptul că la dumneavoastră putem găsi această disponibilitate de a prelua niște exemple de bune practici. Acele programe de care vorbiți, nu știu dacă la noi s-au făcut așa ceva, astfel de lucruri. Este extraordinar! Mulțumim foarte mult! Eu, sinceră să fiu, aș fi tentată să văd astfel de modele pe care le pot prelua și încerca în măsura în care pot să le... Eu știu să le folosesc. Plăcere. Prima ocazie să ne amintiți și eu vi le ofer cu dragă inimă, după care se poate merge mai departe. Eu deja presimt că o asemenea idee ar genera
atâtea discuții și atâtea pasiuni ar fi puse în joc dacă ar exista o discuție sinceră și o dezbatere în societatea românească pe tema asta. Pentru că, cu durere vă spun, asist la o polarizare tot mai accentuată, o radicalizare, de fapt, tot mai pronunțată, a celor care taxează drept țărănisme, cufundarea în ortodoxie, în tot ce înseamnă retrograd, ce ține spiritul românesc pe loc, care nu ne, deci nu putem progresa, nu ne putem și noi odată despăra de aceste tare. Și culmea este că lucrurile astea, aceste critici, nu vin din partea, eu știu, unor minorități, a reprezentanților unor minorități din țara noastră, vin taman din inteligenția românească de la vârf. Știți foarte bine, vreau să vă spun. Chirciu, dați-mi voie să amintesc exemplul Japoniei. Japonia nu a renunțat niciodată la nimic. Și uitați-vă unde a ajuns. Deci, păstrând tradiția, au ajuns să stăpânească cele mai sofisticate tehnologii. Dar mai aproape de noi, aici, Anglia, și sunt țări în care ceea ce se poate acolo și e politică de stat acolo, la noi nu, domnule, la noi este o întoarcere spre trecut, o dorință de a ține poporul ăsta în chingi, în obscurantism și așa mai departe. Nu pot să vă dau nume, dar colegii de facultate pe care i-am avut, îi văd atât de radical și de nerecunoscut în ceea ce erau atunci și ce sunt astăzi. De aceea, fără să fiu adeptul unei teorii conspiraționiste, totuși, există printre noi, metaforic vorbind, un gen de coloană a cincea care nu dorește păstrarea, sau nu dorește sincer păstrarea tradițiilor și a tot ceea ce înseamnă românesc în sensul bun al termenului, nu în sensul pe care vor dumnealor să ne facă să, pe noi sau pe alții să îl înțelegem. Stimați invitați, sper că mai rezistați la tirul întrebărilor, sub tirul întrebărilor, pentru că mai sunt întrebări. Cu tot dragul. Între timp să știți că ne salută și Târgu Mureș, ne salută și Dublinul, Irlanda, sunt românce, bineînțeles, și în acele zone și ale Europei și ne atenționează că sunt pe fază, cum s-ar spune. Avem o întrebare de la domnul Veaceslav Filimon din Chișinău. Și dânsul formulează în acest fel solicitarea următoare. Ce credeți? E pentru domnul Chelciu. Da. Probabil că de la doamna Buzilă deja are răspunsul. Da. Ce credeți despre digitalizarea izvoadelor și despre planșele care, în opinia dânsului, inhibă creativitatea celor care cos și duc la o copiere oarbă a modelelor? E o întrebare foarte, cum spune engleză, foarte, foarte, da, foarte bună pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Cum să vă spun, lucrul acesta merită o discuție și o dezbatere specială, aș spune eu. Să știți că și în lumea statului știm cu toții, noi care ne ocupăm de tradiții, noi, cu dumneavoastră, adică cu toții, știm foarte bine că lumea, fetele se ascundeau de ochii vecinelor până la Paști, deci lucrau arecum în taină. Mama s-a dus odată când s-a schimbat tipul de ornamentică, deci de la scoarțele astea în romburi, în cruci, în scoarțele cu motive geometrice, a auzit că o vecină, care era și cu mătră, era mai mare cu 10 ani decât ea, face o scoarță cu flori, cu trandafiri, foarte la mod atunci. Și în momentul în care s-a dus, a primit-o frumos în ogradă și a spus mama pentru ce a venit și zice, uite, pentru modelul ăla de scoarță pe care îl faci, mata.
Și i-a arătat, zice, uite, colo, i-a arătat scoarțele de la căruță. Căruța era în ogradă, zice, uite, uite, colo model de scoarțe. Și mama, bineînțeles, a priceput despre ce este vorba și a luat ziua bună și a plecat. Deci nu-ți dădea, nici dacă te vedea moartă, un model, mai ales până, deci până în momentul în care acel model era validat, adică era văzut, era apreciat de ceilalți. Atunci, mai ce vreau eu să vă spun, și am discutat și cu doamnele de la așezătoare, când se dorește București, când se dorește o replică, când îți este atât de dragă o cămașă de Vâlcea, de Vrancea, de Mehedin și vrei să o faci așa cum este modelul, este foarte bine să o faci respectând canoanele pe care și le-a impus și creatoarea de acum 100 și mai bine de ani. În momentul în care vrei să faci o cămașă pentru tine, este indicat, este bine ca să schimb câte ceva, zic eu. De ce? Dacă mă uit la planșele Elenei Cuparencu, dacă mă uit la, am în vedere colecția de cămăși absolut fabuloasă a muzeului din Focșani, dacă mă uit la piesele care mi-au picat mie în mână și le-a... codul ornamental, deci ornamentele, sunt atât de puține, adică poți să le numeri pe degete la un moment dat. Combinarea lor, lucru care ține de talentul, de gustul creatoarei, deci de gustul femeii care coase, acest lucru este important. Nu o să găsești o cămașă, deci cârligul ciobanului, Sâul, găsești peste tot și pe ștergarele de borangic și pe că... Însă, chiar discutam cu preotul de la Vidra acum zilele trecute, aveam în față o cămașă foarte, foarte frumoasă din perioada interbelică, lucrată cu fir, cu un sfârșit, cum e broderia de aici. Și la un moment dat zice, e foarte simplă și spun, păi părinte, uitați-vă, e cârligul ciobanului, deci său, dar combinat într-un anume fel, încât îl făcea ornamentul de nerecunoscut sau oricum foarte, foarte personal, deci era altceva. Să nu credeți și vedem asta, țăranca, nu știu, ca și țăranul când cioplea și cei care ciopleau tipare de caș, nu spărgeau capul să... Asta s-a întâmplat în perioada, în faza barocă a artei populare și avem provincii istorice întinse, cum e Banatul. Banatul este cazul tipic baroc în arta populară românească, din motive se poate vorbi o zi întreagă pe ce s-a întâmplat și ceea ce este acolo. Dar în celelalte zone în care asistăm la o păstrare a unui palier ornamental legat de geometrism, legat de simetrie, de alternanță, de repetiție, deci de regulile artei de bază ale artei populare, nu o să întâlnim decât cruci, romburi, esuri, patrate și în interiorul acestui cod se lucrează, se combine, se elimină, se adaugă. Deci asta este părerea mea. Cine este îndrăgostit ca domnișoara Gianina, vede o cămașă care pur și simplu te cucerește ce o vrei la fel, o faci cum este original. Dacă faci diverse invenții și combinații la piept, la mânecă, la brățară sau eu știu pe ce parte a cămășii, și acestea sunt îngăduite. Problema este că pot să apară clipaje, pentru că dumneavoastră și omul de astăzi nu mai acționează, nu mai inovează în spiritul în care se inova, se combina în interiorul tradiției. Aici este problema. Eu am văzut, de exemplu, și am văzut, chiar discutam, nu dau numele, cu o colegă de la Așezătoarea București. Știe că este aici de față. Am văzut o mânecă absolut superb lucrată, dar în momentul în care s-a pus problema, pentru că nu avea decât... Exact. În momentul în care s-a pus problema să fragmenteze, să pună în patrate
ornamentele pe piept. Cu regret am spus că am muncit degeaba, pentru că ornamentele patrate au o anumită dimensiune, le sunt întâlnite pe pieptul iilor din mușcel și din vrancea în general. Deci au o anumită dimensiune. Opțiunea care se pune la cămașa respectivă este fie să facă o bandă, două benzi continue la jumătate din ornament pe stanul din față, deci pe ciupagul din față, fie dacă ia un fragment din acel ornament absolut superb, foarte elaborat, în sfârșit foarte boieresc, ca să spun așa, în sensul unei cămăși, eu știu, românești, purtate de o jupâneasă, purtate de o doamnă, de o domniță, de eu știu de cine, din pătura suprapusă a societății românești de altă dată, în momentul acela trebuie de să ia o, adică să se consulte, să caute mai multe opțiuni, pentru că alegerea pe care a făcut-o în necunoștință de cauză, deci o țărancă, o creatoare a unei cămăși, ar fi mers la sigur, ar fi știut ce să aleagă pentru acea porțiune foarte vizibilă a cămășii. E vorba de partea din față. E un studiu de caz cumva, noi putem să greșim, pentru că noi nu mai gândim, nu mai acționăm după resorturile după care acționa creatoarea de acum 100 și mai bine de ani. Și lucrul este valabil pentru orice zonă etnografică din țara noastră. Dacă îmi permiteți, am să fac și eu câteva precizări, doar așa ca să axez și mai bine cele spuse acum de domnul Ion Cherciu. Ce mi se pare mie relevant? Să ne punem întrebarea, cum reușeau acum 200, acum 300 de ani femeile să transmită acele modele? Dumneavoastră ați spus că adică ieșea primul și după care el era recunoscut și îl vedeau. Îl vedeau ceilalți. Înainte vreme, exista această transmisie a modelelor din interiorul familiei. Adică se însușau treptat și, într-adevăr, la o anumită etapă a vieții, femeile, fetele, reușeau foarte ușor să se înscrie în această tradiție, pe aici colo, dezvoltându-o. Dar ne aducem aminte că sunt deja în destule muzee un fel de planșe cu bucățele din vechile cămăși. E o altă etapă a acestei transmiteri, când doamnele și-au dorit să aibă întotdeauna un fel de manual la îndemână, că la acea vreme deja tradiția se subțiasă. Așa înțeleg eu. Și tot în acea perioadă, spre exemplu, pentru scoarțe, apar modele cusute pe pânză de sac, pe pânză de cânepă cu un pătrat foarte mare, sau ulterior vor fi transpuse modelele pe niște hârtie împătrățită sau împărțită în pătrățele, și aceste modele circulau de la o țesătoare la alta. În domeniul cusutului am văzut la bătrâne păstrate undeva în lata de zestre, când se rupeau hainele. Poate că asta este specific doar pentru noi, pentru Basarabia, unde oamenii au trăit în alte părți ale României. Mă gândesc acum la Banat, mă gândesc acum la alte zone, da? La alte părți. Și când se rupea o cămașă veche, îi păstra ce? Brățara, îi păstrea gulerul, îi păstra o poală careva și tot făcea așa, că erau femeile strângătoare și tot așa mai departe. Poate că mai devreme sau mai târziu mama, bunica, care nu avea timpul suficient să-i zică unei fetițe sau unei fiice sau unei nepoate să-i pună acum mână, îi punea în față această bucățică de pânză veche și zicea, fă așa. Noi astăzi trăim într-o altă realitate și noi, cei care am fost rupți foarte
tare de tradiție, nu am avut această posibilitate ca să însușim tradiția în sânul familiei, în sânul neamului, în comunitate și tot așa mai departe, dar ne dorim să ne scriem în tradiție, avem și noi nevoie de suporturi. Avem nevoie de suporturi, hai să fie cele descifrări. Noi știm că ele nu sunt fidele. Noi știm că ele sunt, că oricum, doamnele cum fac? Întâi de toate te transpun bucăți din model sau modelul întreg pe hârtie, după care îl transpun pe pânză, încercând cum acest model se adaptează pânzii și firilor pe care ele le folosesc. Fie că un fir îl pune când își fac încercări, fie în două fire la cusut, fie în patru fire, sau pe două fire ale pânzii, sau pe trei fire ale pânzii. Deci, observați, de ce exemplific acest arsenal de instrumentare de care se folosesc femeile și în ziua de astăzi? Că avem nevoie, după mine, și de ele. Altceva este aceste planșe să nu fie, să nu reprezinte niște denaturări ale vechilor cămăși, în rândul doi să fie foarte explicite, pentru că uneori sunt redate tehnicile în mod nerelevant și dacă în original, să zicem, s-a cusut cu altă tehnică, la fir, să zicem, sau din planșa respectivă nu înțelegi și o femeie cel mai repede ce o să facă, o să reproducă acest motiv cu, să zicem, în tehnica cruciuliței. Nu numai aceste probleme mi-au venit în minte în momentul când s-a deschis această paranteză a planșelor. Sunt și mai multe și eu sunt de acord cu domnul Cherciu că trebuie să discutăm mai mult și într-un context mult mai larg, dar și mult mai punctual toate aceste aspecte ale planșelor după care ne conducem. Mulțumesc tare mult! Cred că, cum se spune, buzduganul a fost aruncat către doamna Abizon să mai propună și alte întâlniri de genul acesta și să continuăm probabil discuțiile doar inițiate în această întâlnire. Este, într-adevăr, sunt foarte, foarte binevenite. Eu înțeleg din ce ați spus dumneavoastră și doamna Buzile și domnul Cherciu că putem prelua, dar cu măsură și aducând acolo un mic aport, măcar un mic aport, dacă nu putem, eu știu, să dăm frâu creativității prea mult încât să distrugem modelul inițial sau specificul zonei. Este indicat să mai punem ceva de la noi în așa fel încât să nu fie planșa 1-1 cu ceea ce creăm noi. Mulțumim mult! Să știți că ne salută doamna Lenuța Obrejă din Marea Britanie. Ne bucurăm foarte mult. Cei la care ați răspuns deja vă transmit mulțumiri. Sunt extrem de mulțumiți de răspunsurile primite. Și mai avem o întrebare, dacă mai rezistați, revin cu această presupunere. Irina, altă Irina, spune așa. Cum putem combate chiciul, chinezăriile aflate azi pe piață și care sunt vândute sub numele de ie? Această întrebare ne pune de fiecare dată și noi când vedem ce se întâmplă în comerțul. Nu avem ce le face. Este un reflex al globalizării. Nu avem ce le face. Soluția este educația, soluția este bunul simț și acel instinct nativ românesc în care eu am încredere, orice om își dă seama când vede și trebuie să vedem tot mai multe ei lucrate de dumneavoastră autentice, când are în față elementul de termenul de comparație, atunci ideea pe care și-o face vine de la sine.
Deci nu, nu avem ce să facem, pentru că aici este vorba de, uitați-vă și dumneavoastră, la scară planetară se întâmplă lucrul ăsta. Dacă inelul de logodn al prințesei, mă rog, al William ăsta, moștenitorul sau ce este el, al Marii Britanii, într-o săptămână, deja în China, a fost făcut și lansat pe piață. Deci orice astăzi se poate contraface, orice astăzi se poate, pentru că intervine regula comerțului și atâta timp cât avem acest mastodont care face orice și poluează planeta făcând orice, când faci orice sigur și repede și ieftin, nu poți să faci decât un lucru pe care omul aruncă foarte repede. Eu am luat o pereche întâmplător de papuși chinezești, în 3 zile aici n-au rezistat că m-am dus la bie și a trebuit să îi arunc, nu? Deci e normal că în materie de ei, toată lumea vor exista întotdeauna oameni care în marea grabă, din anumite, din, eu știu, pricini de bani, de situație economică, o să-și ia o ie de aia, de pe, eu știu, era să zic de pe gard, nu, de pe omeraș, de la Talcioc și zice și el că are o ie. Să știți că în toate epocile au existat contrafaceri. Mi-aduc aminte că în zona noastră salbele de bani erau de bani autentici, dacă ne gândim la faptul că leul în perioada regelui Carol I a fost una din cele mai puternice monede europene. Ca metal, titlul este de 800 și de 900 la mie, chiar la anumite emisii monetare. Fetele care erau mai sărace, mai necăjite, aveau salbă din pițigoi. Pițigoii fiind ce? Niște imitații dintr-o tablă în care prin tehnica orepuse, deci prin batere, prin ștanțare, erau galbeni și erau imitații după monedele austriece care circulau în Transilvania. Deci și atunci lumea care era săracă, sau eu știu, n-avea posibilități, nu putea să sacrifice câteva perechi de boi să-i pună fetei la gât o salbă scumpă, care sigur era și o carte de vizită privind posibilitățile economice, mă rog, de zeste și așa mai departe, și purta una de pițigoi. E, cam asta este situația și cu cămășile chinezești. Tot timpul vor fi oameni care, din diverse motive, nu își vor putea permite să cumpere, sau unii poate chiar își permit, dar nu vor. Ce zic eu, ei trebuie copilul la serbare, cumpără, dragă, una de la magazin, nu? Că-i din China, că-i din India, contează mai puțin. Deci aici intervine educarea gustului. Și nu numai românii, în general, oamenii suntem morți după chilipiruri, să știți, indiferent despre ce, dacă la întâlnirea cu formația de dansuri de copii pe care a pus-o pe picioare preotul de la noi din sat, un lucru absolut lăudabil, între alte. E un fel de popatanda, știți cum spune, cum era popatanda a lui Slavici și Creangă Eminescu vorbind despre novela asta a lui Slavici, spune, zice, acest popatanda este un juvaier de popă românesc, pentru că satul ăla sărăcăceni, ați văzut în ce transformă ca sat și pe oameni și văzând. Am fost invitat într-o seară la formația de dansuri acolo la repetiție la copii și erau și seniorii. Și credeți-mă, am rămas foarte neplăcut surprins când o doamnă preoteasă a spus, zice, dar ce trebuie să facem noi în sat aici să o plătim pe una care coase cămăși și le coase foarte, foarte bine, știe doamna Bizon despre cine este vorba, și mama ei a fost o femeie deosebită și spune, zice, da, sunt la Focșan, zice, cămăși de astea ieftine, ce, nu știu cât ar fi costat, oricum o sumă derizorie, pentru că prețurile aici în sat nu sunt ca la, eu știu, comanditarii de recunoscuți, titrați și așa mai departe. Și am rămas foarte neplăcut surprins. Nu mă așteptam la o, și chiar preotul a spus, zice, uitați dumneavoastră, vedeți cu ce probleme mă confrunt, că spun că sunt scumpe, că sunt, deci intervine acest factor al
lui bată să-l bată de bani. Și aici ne lovim și multe, multe lucruri fac să nu fie așa cum trebuie. Da. Știți, domnul Chirciu, mie mi se pare că s-a găsit soluția. Poftiți. Și ea este de față. Ea este de față. Însă aceste șezători, București, de pe unde au fost numite. Eu, și a... V-am spus, la Voldoazo, toată țara, acum este conectată. Da. Deci sunt un oponent foarte clar al acestor tendințe de chici. Pentru că până nu de mult nu a existat un exemplu de corectă atitudine față de tradiție și numai odată cu formarea acestor comunități și cu impunerea produsului lor ca un produs exemplar, s-a văzut într-adevăr cât e de mare decalaj. Și s-a dat o lovitură mare și cooperativelor, iertați-mă, Tismana, Peaza, astea care au mai rămas după 90 și care tot așa aveau o ie la fel. Nu era, nu puteai să spui că-i de Mehedinți, că-i de Prahova, că-i de Vrancea, că-i de Bucovina, mă rog, de Moldova. Nu exista. Exact dumneavoastră, adică șezătoarea a fost nu numai salvarea, pe de o parte, dar și o palmă dată celor care ani și răsani, zeci de ani, nu au făcut decât să colporteze aceste modele. Le vezi de aici pe Calea Victoriei, le vezi la București, le vedeai și la Cluj, și la Sibiu, și la Iași, și în magazinele de artizanat. Nu? E, ori dumneavoastră acum, aceste șezători care au devenit, și aici mă bucur foarte, foarte mult, eu venind din interiorul fenomenului, deci de la muzeu, mă bucur foarte mult că șezătorile au devenit acum, eu îndrăznesc, am discutat și cu doamna Bizon acum în deplasarea de la Buzău, de zilele trecute, o mișcare națională. Noi suntem acum, dumneavoastră, reprezentați o mișcare națională, o mișcare culturală, așa cum au fost în Transilvania, înainte de unirea Transilvaniei cu România, cum au fost în România, în Moldova, în țara românească, în diverse epoci istorice. De asta am spus că mi se pare, chiar dacă pare o floare cu care se zice în proverb că nu se face primăvară, dar mi se pare că e o luminiță care începe tot mai tare să strălucească, această șezătoare, să o numim generic. Și până la urmă, acumulările, de data asta vorbesc marxist, acumulările astea cantitative, deci ceea ce faceți dumneavoastră de niște ani buni și veți face, da, Domnul, să fiți sănătoase și voioase și cu spor, și mai, deci, în următorii ani, aceste acumulări cantitative, de calitate, nu mai vorbesc, deci de palierul calității, în sens filozofic, vor genera și saltul calitativ, în sensul că va trebui cineva, autoritățile, eu știu, factorii de răspundere, chiar în harababura asta în care ne aflăm acum, să ia mai în serios șezătorile. Vedeți, nu întâmplător, șezătorile au apărut tot din, cum să spun, din popor. Deci nu este ceva creat de funcționarii de la Ministerul Culturii, de Institutul Breloiu de la București, de Muzeul Statului și de mai știu eu ce alte instituții pompoase, unde, mă rog, nu e cazul să discutăm, dar n-au avut ei această inițiativă. Nu de la funcționarii din aceste instituții a venit sau de la festivalurile, eu știu, momentele festive care sunt și care sunt foarte bune pentru public. E meritoriu, dacă mă gândesc la muzee, că țin trează mereu flacăra tradiției, a micilor meșteșuguri la taberele astea, vara pe uliță și așa mai departe, dar treaba asta foarte serioasă a șezătorilor aparține unor, să spun, unor persoane iluminate, eu așa le-aș numi, cum este de față aici doamna Victoria Bison și cum sunt ceilalți mentori și lideri, nu știu, spiritus rector, nu știu cum să-i numesc, altor șezători din țară, pentru că trebuie să recunoaștem și să dăm cezarului ce este al cezarului, să știți că ar fi foarte greu
dacă în fruntea acestor mișcări, acestor șezători, acestor grupuri, nu ar fi niște oameni care să sacrifice din timpul lor, din viața lor de familie, din banul lor, așa știți foarte bine la ce mă refer, așa, deci să pună la bătaie tot ceea ce au din dragostea pentru ei, pentru lucru frumos, pentru tradiție. Așa că să le dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră la fel și eu sper, nu că sper, chiar am certitudinea că nu va trece multă vreme până când șezătoarea, fenomenul șezătorilor din România va fi luat în serios și de amploiații de la ministere și de pe unde mai sunt eu, știu, care sunt pe la pârghii, care răspund. Sau mai bine nici să nu ia în seamă, pentru că, într-adevăr, aceste comunități s-au înscris într-o formulă tradițională. Într-o formulă dacă ne iau în seamă, da, ne iau în seamă și intervin pârghiile administrative, dintr-o dată unde intervin funcționarii, să strică totul până la urmă. Dacă știm noi situații. La fel, mi se pare mie foarte edificator pe care îl promovează aceste șezători, este faptul că înscriu pe cămașa respectivă din ce zonă este. Cu acu. Este, sigur că da. După mine, foarte, foarte necesar, dar și foarte, foarte, cum să zic eu, foarte... E foarte important. Nu se mai cunoaște astăzi așa cum cunosc specialiștii, nu mai poate o lume să cunoască că asta este de Oltenia, că cealaltă este, știu eu, de la Nordul Muntenii. Tot așa mai departe, cum încearcă specialiștii să le localizeze până la nivel de Albia Râului Cutare sau mai știu eu. Da, Valea Cutare, da, sigur. Valea Râului, nu Albia. Deci, după mine, este un gest de bună înțelegere a promovării unui rezultat asupra căruia doamnele au insistat foarte mult, începând de la alegerea modelului până la alegerea pânzei firului, transpunerea acestor motive pe pânză și tot așa mai departe. Deci dânsele, în mod foarte conștient, își asigură finalitatea muncii lor, trimițând-o către nepoți, către cumetre, către frați, surori care sunt pe undeva și sigur, împrăștiați prin lume, cum se obișnuiește acum, dar știu că poartă o cămașă din, poate din localitatea... Zona Cutare, da, da. Păi, doamna Barbara, să știți că eu am observat de la primele mele întâlniri cu șezătoarea București, am observat o permanentă, ați subliniat foarte bine, o permanentă atenție asupra acestui aspect și acest aspect nu putea fi pus în practică fără ca respectivele doamne de profesii diferite, așa cum știm, să înceapă să studieze o bibliografie la început minimală și din ce în ce mai elaborată, să fie foarte atente la bibliografia, și dânsele au dat un semnal de alarmă foarte săracă care este în domeniul portului popular. Nu avem carte etnologică pe palierul ăsta, nu mai avem albume, nu se mai reeditează, nu se mai scrie pentru că nu mai are cine să le scrie, dar să se reediteze cele care sunt deja tipărite. Nu? Deci doamnele au tras un semnal de alarmă și asupra, tocmai din dorința de a se instrui, de a se informa asupra stării cărții etnologice din acest segment. Și dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer. Deci eu am rămas foarte surprins în momentul în care, inclusiv asupra calității unor tipărituri și am scris într-un material, au făcut observații și au spus, uite domnule, la noi și ce s-a mai tipărit? Și fac acum cântărețele de muzică populară, scot un fel de memorii, de nu știu ce, de cărticele, de așa, de apucă groaza ce vezi în unele, așa, fac observații și asupra palierului calitativ, a imprimării ca atare, pentru că vedem ce albume apar, inclusiv în Republica Moldova, ce ținută au cărțile de acolo, de artă populară, de costume, mă rog, în sfârșit, de port popular, și ce avem noi în România. Deci aș putea să spun că la noi este un dezinteres
total pentru calitatea, pentru ținuta grafică a cărților. În ultima vreme există un semnal pozitiv, să spun așa. E vorba de editarea catalogelor din colecție de la Muzeul Satului de către doamna Georgeta Stoica, și care își vede încununată munca dumneei de o viață. Și am discutat foarte mult și chiar vreau să-l promovez și cu această ocazie, ca semnal, să spun pozitiv, cartea Părintelui Arhimandrit de la Călăraș. Părintele Arhimandrit, cum este numele, doamna Bizon, că am un lapsus acum. Este de la Giurgiu, Teodor Șerban, de la Teodor Giurgiu. Da, Părintele Teodor Șerban, care a scos o carte cu ștergarele românești din zona Vlașca, fantastică, vă spun, când mă uit ce scot unele muzee specialiști cu pretenții, cărți aproximative, poze tremurate, stângace, și când am văzut, să vedeți, această carte scoasă de Părintele Arhimandrit, pur și simplu distanța este ca de la cer la pământ. Deci de aceste cărți avem noi nevoie. Și doamnele de la Șezătoarea au tras un semnal foarte serios de alarmă și asupra acestui aspect, care nu numai că asigură, să spun așa, devine un auxiliar și pentru activitatea dumnealor, dar e o carte de vizită în ochii publicului pentru frumusețea, pentru, cum să spun, stârnirea interesului față de obiectul de artă populară autentic. Pentru că o imagine proastă, chiar cartea Portul Popular de Sărbătoare din România, a doamnei Elena Secoșan cu Paul Petrescu, a apărut în perioada în care cărțile color la noi erau sub orice critică. Nu? Deci acea carte ar trebui reeditată. Să se apuce cineva din factorii responsabili de la instituțiile mari, Muzeul Statului, Academia, eu știu cine, ca să reediteze această carte în condițiile grafice pe care le impune un asemenea subiect. Ori gândiți-vă, sunt acolo niște culori, piesele de la Vrancea. Dacă vezi piesa, o ai în față, culorile acolo sunt aman pe dos, dar e color chipurile. Știți? Da. Mă iertați pentru această, dar țineam neapărat să insist și asupra faptului că, departe de a fi niște persoane care sunt doar preocupate doar de cusutul iilor, nu. Doamnele de la Șezătoare au devenit din ce în ce, și de la toate șezătorile, sunt sigur, din țară, eu cunosc cazul Șezătorii București, au devenit foarte atente la o bibliografie minimală despre zona respectivă. Cine a cusut o cămașă de Vâlcea, sunt sigur că a deschis cartea Georgetei Stoica, Secoșan și Paul Petrescu, Arta populară din județul Vâlcea, apărută prin anii 70, mi se pare. Deci toată lumea trage instinctiv. De ce pentru la o bibliografie specifică? Pentru că vrea să se asigure de un demers lucrativ și artistic sigur, cu țintă. Nu, acum așezătorile nu mai bâșbâie, nu mai fac așa cum s-a făcut la început, știți, că au fost și aici, bănuiesc, începuturi care sunt acum puse sub obroc de doamnele care apar îmbrăcate cu niște cămăși, că ți se taie răsuflarea când le vezi, mai ales astea lucrate din zonele extracarpatice și nu numai, pentru că am văzut la Șezătoarea București și chiar acum la Buzău o cămașă cu ciupag, cu cusăturile pe muchie, cum erau acelea publicate de Lucia Polzan în Portul și Industria Casnică Textilă din Munții Apuseni, și colanele acelea sunt absolut fantastice. Deci păcat că nu știu ce se întâmplă la șezătorile din Tihor și la șezătorile din Maramureș. Nu am știință, pentru că ar fi cazul ca de acolo să vină un semnal pozitiv
și să se impună doamnelor cântărețe pe care le vedem toată ziua pe sticlă, să renunțe cel puțin pentru Maramureș la acele bluze cu volane scrobite, apretate, că zici că și-au zborul ca niște îngerași, și să treacă la cămășile de Maramureș autentice, frumoase, cu acele gulere superbe, sute cu mărgele, adică să vedem un semnal pozitiv de doamna Lupus, nu știu cum o cheamă, care apare toată ziua. Ea, el e lupul, ea nu știu ce e, din ansamblu armate. E atât de scrobită și atât de... Zici că e doamna învățătoare în bluză și atât că și-a pus o zadie maramureșană. În rest, nu, în Bihor se întâmplă același lucru. Deci în zonele pe care chiar dacă noi le-am apucat, o să spună, păi așa a purtat bunica, am văzut la bunica. Nu, datoria este, așa cum ați subliniat dumneavoastră aici, să cerceteze, să meargă la Muzeul Maramureșului, la Muzeul de la Sighet, la eu știu unde, la Muzeul Transilvaniei de la Cluj, unde sunt, slavă Domnului, colecții cu piese din zonele din Transilvania, sau mai văd acum pe doamna Brudașcu, care înainte era atât de frumos îmbrăcată, mai spun de oltencele noastre, de Maria Basta Ciobanu, să vedeți din tinerețele lor cu ce costume frumoase erau îmbrăcate din zonele respective și ce sorcove au ajuns costumele lor odată cu succesul, odată au trecut pe catifele, pe paiete, pe mărgele, sunt niște costume... Nu, eram venea o vorbă acum, dar nu vreau să jignesc pe nimeni. Știți, am vrut să subliniez în contextul celor spuse de dumneavoastră, cu referire la contribuția acestor comunități numite șezători. Într-adevăr, ele au demonstrat că literatura de specialitate în domeniu este insuficientă, este, nu întotdeauna acoperă toate domeniile în mod egal sau în mod necesar și că este destul de învechită. Și pe de altă parte, dânsele au venit cu o salvare a situației, pentru că din discuțiile pe care le au pe aceste pagini, din ceea ce comunică chiar la întrunirile lor, aduc în circuit și drept urmare în aplicare tehnici pe care dânsele le descopere în piese de port, în piese de muzeu, în piese vechi și dânsele le discută. Să știți că ceea ce am observat eu în aceste discuții este mult mai multă informație concretă decât în foarte multe cărți de specialitate. Categoric, categoric. Și cred eu, această contribuție a șezătorilor la fel trebuie remarcată, fiindcă cumva pe viu se reactualizează, se reinclude în circuit, uite, o moștenire care până nu demult stătea la... Părea pierdută definitiv. În muzeu sau undeva. Uite, a fost necesar ca aceste doamne să se pornească, să se întrebe, să caute, să probeze, să facă și uite ce se întâmplă ca o... Da, văzând și făcând, da. Da. Acum, încă o precizare foarte importantă pentru toată lumea. Mie mi se pare că ea este importantă pentru mine, să vă vedem. Cine ar fi spus acum... 7 sau 9 ani în urmă, ar fi putut intui că poate să apară în spațiul românesc o asemenea tendință privind reconsiderarea cămășii noastre și a costumului nostru. Nimeni nu a putut anticipa acest fenomen. Deci, dragile mele și dragii mei, mie mi se pare că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se poate... în ceea ce se poate fructifica pe viitor, uite, această pornire sau acest început în atâtea locuri ale spațiului nostru cultural. Cred că, din punct de vedere strategic, ar trebui să intuim pe aici colo și să promovăm aceste mici strategii care ulterior să se realizeze în niște orizonturi mult mai largi. Mm.
Stimați invitați, ce mi-ați făcut? Da. Ce mi-ați făcut? Pentru că vă ticluisem o întrebare grea și dumneavoastră cu intuiția remarcabilă pe care ați avut-o și cu experiența probabil care v-a dat această intuiție, ați ajuns deja la miezul ei. Și eu aș fi vrut să știu, și probabil ca mine mai sunt și alții, care ar fi pașii de urmat? Unde vor ajunge aceste șezători? Se vor limita la coase și la a face evenimente mai mari sau mai mici, dar baza fiind totuși brodarea cămășilor? Sau vor evolua? Până la urmă noi evoluăm în felul nostru probabil, dar care credeți ar trebui să fie pasul următor? Pasul următor deja a început, stimată domnișoară. A început, cel puțin la șezătoarea București, se încearcă, se tatonează, ăsta a fost și unul dintre motivele de plasării noastre la Buzău, se încearcă atacarea și altor, să zic așa, meșteșuguri, reconstituirii, refacerii, facerii componentelor costumului popular tradițional. Deci e vorba de palierul țesutului pentru catrințe, pentru fote, cum vreți să le numiți, funcție de zonă, pentru acoperitorile de cap de care a fost vorbire mai înainte, respectiv ștergare, marame sau cum vreți să le spuneți. De aici va fi mai greu, mai greu chiar decât a fost la cusutul iilor, pentru că asta presupune să ai în spate ceea ce n-a mai avut portul popular românesc, de a dispărut bunăoară la noi în zonă acum vreo 10 ani cu generația celor de 90 de ani. Pentru că nimeni, eu n-am mai văzut de când am văzut-o pe mama și pe acum 10 ani și pe suratele ei trăgând din furcă, n-am mai văzut pe nimeni cu furca în brâu. Războaiele s-au risipit sau cred că acum trebuie să iei jumătate de sat să-l draghezi ca să poți adun toate părțile constitutive ale unui război orizontal de țesut. Ori înainte fiecare casă avea așa ceva. Ce s-o fi întâmplat? Parcă a venit o apă mare și le-a luat de la apă, ci că de la foc mai scap, Doamne ferește, câte ceva, dar când vine apa mare, vedem și în zilele astea. Apa ia tot, nu mai rămâne nimic. Parcă așa s-a întâmplat. Deci aici va fi mai greu, va fi un subiect care se, cum să spun, un domeniu, un segment care să probeze maturitatea, determinarea pe care o au mișcările, mișcarea șezătoarea în țara noastră. Pentru că o să facem ei, o să, nu că o să epuizăm, nu o să epuizăm niciodată acest subiect, nici generația dumneavoastră și nici care vor veni, care vor să facă cămăși, dar trebuie neapărat să preocupăm și de celelalte componente culturii populare. Auzeam că este cineva, un băiat la Bârlat care țesea catrințe moldovenești, eu știu, o mai fi și prin altă parte, nu există materiale de lucru. Vedeți, la un moment dat, parcă e mai ușor, cum a adus doamna Bizon mătasea aceea superbă de la Atena, cu care se lucrau cămășile de Blașca și cămășile din câteva zone din Muntenia, e mai ușor să iei, să procuri chiar fir metalic și eu știu ce, de peste mări și țări, decât să faci rost de o lână de care îți trebuie cas și de lucră, de eșafodajul, de ce presupune țeserea unei catrințe, a unei fote. Nu? Dar eu cred că în viitor această mare provocare de care tot mai insistent se vorbește în șezătoarea București, cel puțin, și cred că nu numai acolo, va fi și asta atacată, nu, doamna Buzilă? Va fi și asta, adică e după ce cucerească s-a cucerit reduta cu ea. Acum trebuie să cucerim și donjonul ăla, sau eu știu, s-a intrat în cetate. Dar știți că mai e o cetate, dacă era cucerită sau un castel, avea acel donjon, turnul ăla în care se fugiau tezaurele, regina, regele, mă rog, cei mai de bază oameni ai cetății. Cam asta este în viziunea mea puțin așa poetică, cam asta este
ăsta este domeniul pe care șezătoarea trebuie neapărat să intre, să-l cucerească. Și cred că... De acord cu cele ce ați punctat dumneavoastră, eu aș fi vrut doar să mai adaug așa niște forme de colaborare care după mine ar putea să coaguleze ceea ce e bine așezat deja, dar să dea și un fel de noi direcții sau noi deschideri către asumarea unor alte părți sau elemente ale costumului. Mă gândesc, bineînțeles, ca și dumneavoastră, cumva să putem promova mai larg în societate ceea ce înseamnă cu adevărat alea o cămașă autentic românească de unde, de peste tot, unde sunt cusute în cadrul acestor comunități. Și atunci trebuie să ajungem, după ce trecem această pandemie, să ajungem la niște expoziții, niște expoziții bine gândite într-un sistem și să cuprindem așa, localități bine văzute sau cu multă populație sau cumva și în jurul acestor activități ale noastre să putem discuta, să putem influența societatea, publicul, să putem să-i atragem de partea noastră pe cei care au în sinea lor deja un respect sau o așteptare pentru acest... pentru ceea ce facem noi. Un alt moment care mi se pare mie important, nu știu dacă chiar e într-adevăr, este să putem fructifica creațiile acestea ale noastre în niște suporturi, în niște publicații prin care să se vadă și să rămână în timp. Să rămână în timp ca un fel de mărturie a acestor vremuri. Vorba dumneavoastră, să aibă cine și pentru ce să ne critique peste 20, peste 50 de ani. Dar dacă va ajunge cineva să ne critique, înseamnă că ei deja vor trebui să beneficieze de realizările noastre și să le depășească, să le asume, poate utiliza în așa mod încât să aibă niște realizări mult mai importante decât ale noastre. Mie nu mi-e teamă de nimeni și nici de un fel de critică, nici de astăzi, că noi avem suficiente, nu știu cum dumneavoastră, dar nu ne-a mers în situația aceasta. Ne merge buhul peste tot, că dacă nu faci e bine, dar dacă faci întotdeauna să găsesc... știți dumneavoastră, cline în plăcinte. Da, dar iau partea bună a acestor relații, că cineva te ia în seamă și că acel cineva cumva, vă zic, că nu mai este cel care era până la a vedea lucrarea ta sau până la a intra în discuții, în polemici și tot așa mai departe. Deci văd și noi... Doamna Barbara, eu știți ce propun? Să aibă în vedere, doamnele, de la șezătoare, de la toate șezătorile din țară care ne ascultă acum, să facă cât mai multe piese, să adune deci un volum de, un număr de creații și să facă, așa cum se obișnuiește în Occident, pentru lucruri și mai, adică mai puține și mai puțin importante, și ca valoare, și ca număr, așa, să facă un album cu șezătoarea București, un album cu șezătoarea Târgu Mureș, un album cu șezătoarea Chișinău. Care-i problema? Nu? Eu, de exemplu, în cartea pe care o pregătesc acum, dacă mi-ajută Dumnezeu, cu Ia de Vrancea, aș vrea să coordonez o serie și pentru alți oameni interesați. Se pare că Mehedințiu o să fie, a răspuns pozitiv în acest sens. Îmi ofer ceea ce știu cu tot dragul să-i ajut. Eu în această carte am un capitol cu șezătoarea București, unde, doamne, voi vorbi despre ce fac dumnealor în general și voi vorbi și aștept de la dumnealor fotografii
de calitate, așa cum vorbeam cu doamna Bizon, de calitatea cărților, tipăriturilor, așa cum ar trebui să fie astăzi, și le vreau pe toate doamnele care au cusut cămăși de Vrancea în diverse poziții, din față, din spate, cum vor dumnealor, cu capul descoperit, cu ștergare, mă ofer să le aduc de aici din zonă să iau niște marame, așa, și să facem niște... Deci deja într-o lucrare pe care vreau să o fac și care va circula cu siguranță, va fi o ediție bilingvă română, în română și în engleză, doamnele, ce au făcut doamnele de la Șezătoarea București, va fi publicat. Deci nu este niciun impediment ca ceea ce s-a făcut să nu fie lansat publicului, să fie lansat ca și carte și să circule la iubitorii de artă populară și de sport popular. Nu? Bine, bună idee și pentru că m-ați provocat, voi spune și eu că deja de 2 ani de zile aici se lucrează la o carte în care vor fi publicate mai multe lucrări ale doamnelor de aici și că deja avem făcute foarte multe poze pentru că am reușit să colaborăm cu un fotograf profesionist care ne urmărește cu aparatul oriunde avem noi activități sau unde avem noi expoziții și tot așa mai departe. Și țin să vă spun că, așa, ca între noi, pentru că suntem ai noștri, iese o lucrare foarte, foarte interesantă, până și pentru mine, care mi se părea că multe lucruri... Sigur, sigur. Știți că e un proces al redescoperirilor, tot ceea ce se face, zice lumea, cu acul, dar în cazul acestor comunități se face cu mintea, cu dorința de a căuta, cu dorința de a salva, cu dorința de a realiza și, de ce nu, a arăta frumusețea sufletească a fiecăreia dintre doamne, sigur, prin cămașa aleasă sau prin altă piesă de port. Eu aștept că alături de doamna domnișoara Gianina să termine, care a terminat această cămașă superbă, de chiar de Vidra, de Vrancea, și cămașa domnișoarei Angela, să termine cămașa aceea cu chirușcă fantastică, intrată în, pe care am publicat-o în lucrările mele, cu chirușcă de la Bârsești, și toate celelalte, doamna Bizon cu cămașa cu răura, cu calea rătăcită, și toate doamnele și domnișoarele pe care le cunosc și care au făcut, nu mai spun de cămașa doamnei Stoian, acum a început o altă cămașă de Vrancea, doamna Arhire, doamna Stemate, adică o mulțime de doamne care sunt așteptate de mine să vină cu, să-mi trimit acele poze de care vorbeam cu doamna Bizon. Deci, cu siguranță, în această carte vreau să arăt că nu numai ce este în muzee și în colecții particulare și mai știu eu unde, cămașa de Vrancea, în speță, trăiește și este reprodusă la cele mai înalte cote de eu știu, de și artistice și de execuție tehnică și așa mai departe. Adică trebuie neapărat, doamna Buzilă, să ieșim, dacă nu ne facem noi cărți, nu o să ne facă nimeni, să știți, albume, cărți și publicitate, dacă nu o să o facem noi. Și har Domnului, putem pune mână de la mână și să scoatem un anumit număr de exemplare la o tipografie, la o editură cum trebuie, dar mai ales e vorba aici de calitatea tiparului, că editura contează mai puțin. Deci dumneavoastră ați luat-o, cei de peste Prut, ați luat-o deja înaintea noastră, să zic așa. Noi avem doar materialul strâns, dumneavoastră ați mai făcut deja niște pași. Înseamnă că vă preocupă, vă frământă de mult această problemă. Noi avem mai multe datorii, noi avem mai multe lapsusuri. Vă spuneam chiar la început și de asta trebuie să fim mai consecvenți. Dar mă bucur că, uite, suntem pe aceeași lungime de undă, că vedem în aceste realizări viitoare ale noastre, vedem o dezvoltare sau, bine, dacă se poate zice, a activităților noastre.
Sigur, și dacă ar fi o înțelegere la toate șezătorile din țară, de ce să nu apară un tom de acela, cum ne-ați adus dumneavoastră de la Chișinău, niște cărți de astea, cât Sfânta Evanghelie de la biserică, așa, și în care să fie șezătoarea București, șezătoarea Cluj, șezătoarea Târgu Mureș, șezătoarea Chișinău, șezătoarea, bine, este o prelungire, să zic, șezătoarea de la Constanța, și a prelungirea șezătorii București, vreau să spun, de ce să nu facem o carte ca să, nu-mi place deloc expresia, dar cum se zice, să rupem gura târgului. Știți? Știți cum se poate, în modul în care priviți dumneavoastră soluționarea acestei necesități, eu cred că se poate elabora un plan de stat, un program național. De ce nu? Noi trebuie să gândim mult mai îndrăzneț în aceste realizări. Ce ar fi pentru românii, da, ce ar fi pentru românii o asemenea carcă? Nu, noi nu lucrăm pentru noi, dragii mei. Noi ceea ce facem, noi lucrăm pentru această societate numită societate, popor român, națiune română și tot așa mai departe. Deci noi trebuie să fim îndrăzneți să cerem de la acest stat sau de la aceste state sau de la oricine care poate să aibă niște bani să putem edita aceste lucrări. Nu să umblăm noi cu bucățica și să punem mână la mână. Eu nu sunt pentru jocuri mici. Nu, asta am zis doar dacă ar fi vorba să facem cu șezătoarea București. Dar ca să facem o lucrare, ca să arătăm că suntem deja o mișcare, că șezătoarea este un fenomen cultural de acum, trebuie, așa cum s-a făcut Atlasul Etnografic Român la colectivul căruia am lucrat eu, cu bani de la Guvernul României, pentru că e o lucrare politică și politică, nu numai științifică, la fel și ceea ce facem noi astăzi. Este o lucrare nu numai care vizează cultura românească, ci și politica românească, anumite paliere ale politicii românești. Slavă Domnului, sunt o armată de funcționari la departamentul ăla, românii de nu știu unde, românii de nu știu, care nu reușește, întreagă-t fie zis, măcar să clarifice situația, cum să spun, etniei românești a mărâților ăla de pe Valea Timocului. Nici măcar asta, nu știu ce se întâmplă acolo la vârf. Deci să nu ne prea facem, dar noi să încercăm. Domnul Cerciu, îmi cer scuze, eu nu pot să mai stau. Am stabilit pentru 2 ore, nu vreau să abuzăm nici față de invitați, nu vreau să abuzăm nici de cele 2 doamne care au coordonat. Mulțumim frumos atunci. Întâlnirea. Dacă v-a plăcut, dacă vă interesează, așteptăm feedback la această întâlnire și eventual, pentru că de obicei noi după această zi luăm vacanța de vară, poate măcar lunar să mai organizăm întâlniri online. Sunt comode, sunt acasă la noi, mă rog, depinde. Uite, pe mine m-a prins într-un moment în deplasare, dar încercăm cât de cât să facem asta. Nu am acum cuvinte, dar știu și domnul Cherciu și doamna Buțilă cât le mulțumim. Mulțumirea noastră le-o putem arăta prin cumpărarea cărților dânșilor. Vreau să mă anunț că domnul Ciurea de la Vâlcea a scos o revistă tocmai pentru IE de ziua asta și ne-a anunțat forma online, forma digitală, deja o vedeți pe pagina mea. Vă rog, distribuiți toate evenimentele de astăzi. Vă rog să văd pe pagina fiecăruia cât mai mult cămășile. Contăm foarte mult pe puterea exemplului. Nu vă rușinați, nu numai pisicuțe, nu numai floricele, mai distribuim și asta. Dacă tot există Facebook-ul, chiar să fie o mișcare ziua ei. Nu facem sărbătoare, nu facem paranghelii, nu facem nimic. Facem lucruri concrete. Domnul Cherciu este autor de cărți, citiți cărțile și peste o lună, dacă v-a plăcut intervenția dânsului și a doamnei Barbara Buțilă, noi așteptăm. Data nu comunicăm acum, ne punem de acord și încercăm. Dacă nu și v-a plăcut forma asta de întâlnire, poate reușeți să convin și pe alții specialiști în domeniu care poate să ne ajute. Specialiști pe concret, că de lucruri din alea sporăitoare nu. Vă rog, încercați și voi măcar o șezătoare să mai formați. Eu știu că este greu, dar nu imposibil.
șezătoare la Alexandria nu era, doamnele nici la muzeu nu mersese până am ajuns noi acolo, iar acum sunt alături de muzeu și cu expoziții și cu tot ce vreți. Galațiu îmi spunea domnul Buță că nu o să aibă ce să coase. Ia uitați cum Galațiu are șezătoare și nu mai fac naveta la Brăila. La Vidra s-a făcut șezătoare, copiii cos la Jitia, copiii cos la Bisoca. Încercați și voi numai o școală. Pentru mine această zi am avut cea mai mare satisfacție când am primit fotografiile de la Jitia și o spun în fiecare an. Uitați-vă pe pagina șezătorilor și uitați. Trimiteți la Andreea acolo pe pagina aia unde a făcut ziua universală a ei pe 2020 toate imaginile cu cămășile cu sute, să se știe, avem posibilitatea să comunicăm. Nu putem acum să vorbim toți, dar putem să ne întâlnim, putem să aflăm unul de la altul, putem să punem întrebări. Mulțumesc la toată lumea pentru participare. Sper că nu i-am obosit pe cei doi invitați. Domnul Chercu mă cunoaște și doamna Barbara Buzila a început să mă cunoască, știe că nu scapă de noi. Haideți că putem să demonstrăm că împreună suntem o forță. Nu stați ascunși, ieșiți în comunitate, numai așa vom fi importanți. Nu așteptați păreri dintr-o parte sau din alta, nu contează părerile lor. Noi suntem mai importanți decât ei și fetele de la București știu ce spun. În grupul șezătoare București există din toate șezătorile importante din țară câte un reprezentant. Ce facem noi, știu și ceilalți, adică dăm mai departe. Asta vă doresc și cu asta am încheiat și îmi pare rău că nu pot să mai stau. Gianina gestionează ștafeta aici cu partea tehnică. Vă mulțumesc din suflet la toată lumea și vacanțe frumoase. Eu sunt la mare, dar pe post de bonă, deci trebuie să mă duc să culc copilul. Asta e. Gata. Mulțumim, doamna Bizon. Da, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim pentru participare tuturor. A fost o plăcere, o reală plăcere, mi-a plăcut foarte mult această șezătoare, mi-a plăcut că conexiunea și câtă lume a venit și a participat din toate zonele și să sperăm că putem să organizăm din nou așa ceva online. Nu, ne-a plăcut, o seară frumoasă! Sănătate! Vă pup! La revedere! La revedere și vă zic cum fai! La revedere, mulțumim! Pa, pa! Andreea, bună!